Stimați ascultători ai Olteniței News TV, iată, astăzi avem plăcerea să prezentăm un moment Eminescu, mai ales că pe 15 ianuarie, deci astăzi, se împlinesc 170 de ani de la nașterea poetului nostru național. Cu acest prilej am scris cu lacrimi în ochi un poem care este dedicat acestui mare poet al națiunii noastre românești, intitulat Eu nu trăiesc. L-am intitulat Scrisoare eminesciană postumă. Eu nu trăiesc în vremea voastră, n-am straie de străini și slugi. Eu m-am născut în Bucovina noastră, nu știu ce sunt colanți sau blugi. Am fost școlar în Cernăuții noștri, azi numai la noi acest oraș. Voi stați și vă zgâiți ca proștii să mai vedeți o oaie pe imaș. Aveam o țară, voi n-aveți nimic, căci viitorul nostru este de împrumut. Vă paște întotdeauna un mare inamic, nu vă mai știți nici vatra pe unde v-ați născut. Ați defrișat doar codul cu tot ce este în el, vândut a țara noastră cu bogății cu tot. Pe vremea mea, mișeii nu erau toți la fel. Azi, doar ramuri mai mișcă, pe voi vă doare în cot. Voi, mai presus de toate, vă umpleți buzunarul și sluși sunteți cu toții la porți de Occident. Odinioară vlahul muncea ca întreg fanarul să aibă bunăstare, iar noi doar faliment. Voi nu sunteți românii lui Ștefan sau Mihai. Vă închinați la Merkel și nu la Dumnezeu. În timp munciți ca tot apusul să fie colț de rai, în timp ce țara geme și suferă mereu. Nici doina ce v-am dat-o nu poate fi cântată, căci ai dosită bine în noua garderobă pentru a fi păstrată și apoi pe veci uitată ca o poemă veche ce azi e xenofobă. O, bieți români, ce azi nu mai aveți nimic decât un cap pe umeri ce nu-l mai folosiți. Nu stați ca o momâie într-un imens colnic, ori ca niște cobai cu minți și părăsiți. Spuneți în gura mare că țara nu-i o pradă, zvârliți gunoiul putred la ghena veșniciei. Fiți ca odinioară chipeși, cum la paradă ostașii salutau, trecând cu bărbăție hotarul României. Să știți că asta spune poetul Nepereche, ce s-a luptat cu Hidra, tot apărând Firescu. Să vă împăcați într-una cu vechea voastră glie, azi, vă spune astăzi, străbunul Eminescu. Într-adevăr, Eminescu a fost un mare patriot, un mare român și a văzut, într-adevăr, în unele apucături ale politicienilor români că aceștia vor să vândă țara, să o dea peste hotare și noi să nu avem nimic. Practic, este o similitudine extraordinară cu ceea ce se întâmplă astăzi în țara noastră, când bogățiile țării sunt spoliate, sunt date peste graniță. Dau cuvântul celui mai vârstnic dintre cenacliștii noștri, domnul profesor Sofian Florian, colegul meu de cenaclu. Mulțumesc! După cum știm, personalitatea lui Eminescu a iscat numeroase dezbateri încă din timpul vieții sale. Chiar data și locul nașterii au constituit subiect de controverse, în cele din urmă ajungându-se a se stabili în mod oficial cele pe care le cunoaștem astăzi. 15 ianuarie. Este remarcabil și extrem de important faptul că ziua de naștere a lui Eminescu este considerată în același timp ziua culturii naționale, ca o recunoaștere a meritelor acestui mare om. Deci, Eminescu este considerat pe bună dreptate cel mai însemnat poet al românilor. Prin creația sa, el transcende spațiul și timpul, fiind în același timp un scriitor universal și nemuritor. Cunoscut de noi încă din anii copilăriei, prin poeziile sale, pe care, așa cum am spus, mulți le-au recitat cu diverse ocazii și cu multă emoție, poezii precum Somnoroase păsărele, Cete legeni,
la mijloc de codru, fiind băiet, păduri cu trei ram, lacul și altele. Eminescu a scris, după cum știm cu toți, și basme ca Făt frumos din lacrimă, Frumoasa lumii, Călin nebunul și multe alte poezii și poeme, al căror număr este greu de stabilit, de expus într-un asemenea cadru restrâns. Eminescu s-a remarcat prin marele poem Luceafur, poem filozofic și nu numai, prin mesajul patriotic ce l-a transmis în opere ca marele poem, putem spune, Scrisoarea sau Scrisorile, Scrisoarea 3, în care mari domnitori, știm foarte bine, Mircea cel Bătrân, sunt dați ca un exemplu în contrapartidă sau în contrapondere cu cei din perioada lui, politicienii special, care nu meritau niciun fel de apreciere. Eminescu a avut de asemenea o activitate publicistică bogată. Articolele sale sunt pe tematici variate, diferite, în special despre România și români, despre rolul lor în Europa și nu numai. El a criticat foarte mult, așa cum am spus, de pe anumite poziții, o serie de personalități politice ale vremii sale și aceste critici sunt încă de o actualitate remarcabilă. Cum am spus, având în vedere dictonul latin, omnia mutantur, nihil interit. Toate se schimbă, nimic nu piere, ceea ce vedem și astăzi în societatea românească. Ca orice geniu a fost apreciat mult, dar și controversat, criticat de unii din pismă, invidie și din interese meschine. Din păcate, asemenea personaje mai sunt și astăzi, nu le mai amintesc așa cum am, da. Le știm. Prin acțiunea noastră de azi, deși am spus, e modestă, și noi contribuim la aducerea unui omagiu acestui mare scriitor, mare poet al neamului românesc. Este un titan al culturii. Nu am scris, nu pot să scriu, însă vă rog să-mi permiteți să dau citire două poezii, una scrisă de Alina Androne și fragmente din poezia colegei noastre de cenaclu, Alina Ștefania Deacu. Deci, Alina Dobre. Eminescu e titanul creator de poezie, el e flacăra ce arde pentru a noastră Românie. Eminescu e izvorul din care s-a dat păslova, el este nemuritorul ce l-a dăruit Moldova. Printre miile de aștri ce inundă galaxia, știm că unul dintre aștri din Lucifer s-a născut în România. Și Alina Ștefania Deacu, dor de Eminescu, fragmente, ce dulce grai, cu dulce grai ce ai grăit pe acest pământ împărățit și dulce vers ce tu l-ai scris, cu dulcea vorbă dintr-un vis. Tu mândru crai cu suflet blând, ce mai ne-ai lăsat cuvântul sfânt și urarea ta cea vie, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Eminescu s-a întrupat dintr-un fior și-a renăscut prin tainic dor, mărite crai, sublim destin, să apar pe cerul meu senin. Să adormi apoi pe sân de vatră, să ne cuprinzi pe toți deodată, să adormim cu gând maestru, să ne trezim cu Eminescu. Mie mi s-au părut destul de frumoase aceste poezii și cu un mesaj extrem de valoros. Da, Alina Deacu și Alina Oancea mi-au fost cenacliste la cenacul pe care l-am
creat la Curcan când eram încă în activitate, numit Peneș Curcan, și cu care am fost la București și la Ziua Națională a Japoniei și la Centrul Militar Național și la Biblioteca Centrală Pedagogică pe Zalomit. Am avut o activitate destul de prodigioasă și atunci. Să dăm cuvântul acum mai tinerei noastre cenacliste, care într-adevăr a început să prindă rădăcini în cenacul nostru. E vorba de Georgiana Ilescu. Georgiana, cu ce ne vei încânta astăzi? Pentru astăzi am pregătit un eseu care se numește Mihai Eminescu, Mândria țării noastre. Timpul trece fără ca noi să ne putem da seama. Viața se scurge încetul cu încetul, neavând niciunul dintre noi un răspuns la întrebările propriei noastre minți. Oare ce suntem noi oameni? Un suflet captiv într-un corp rece? Sau o ființă fără pic de apărare? Regretele își vor face apariția într-un final. Acele regrete care ne vor distruge într-o bună zi. Și știți ce vom regreta? Faptul că ne-am lăsat pradă unor influențe negative. Iar societatea ne-a distrus. Unii dintre noi am uitat definitiv istoria românilor. Au uitat chiar și de renumitul poet al țării noastre, de care ar trebui să fim mândri, și anume Mihai Eminescu. Un poet care a așternut cu grijă cuvintele pe foaia albă și și-a lăsat inima să vorbească cu sinceritate. A iubit natura cum nimeni nu a făcut-o niciodată și și-a dăruit propriul suflet acesteia. A încercat să ne arate adevărata frumusețe care se află în jurul nostru prin poeziile pe care le-a scris, și a reușit să facă acest lucru. A vrut să împărtășească cu noi această fericire absolută. Nu a scris toate poeziile numai pentru el. Le-a scris din suflet și le-a dăruit. Și ni le-a dăruit nou, ca să putem să simțim adevărata bucurie a vieții și să privim, măcar pentru o singură clipă, tot ceea ce este în jurul nostru cu alți ochi. Fiecare poezie a lui Eminescu reprezintă un strop de fericire care ne umple golul din suflet și ne face să fim mândri că au existat adevărați români care s-au dăruit trup și suflet acestei țări. Din prima clipă în care am citit o poezie a lui Eminescu, sufletul este cuprins de un sentiment unic, exact cum apusul soarelui cuprinde tot cerul în mii de culori. Marele nostru poet a luptat până la ultima lui suflare pentru a ne dorui tot ceea ce este mai de preț pe lumea aceasta și pentru a ne deschide ochii prin poeziile sale originale. S-a stins din viață prea devreme, dar el a rămas viu în sufletele noastre. Chiar dacă nu mai este printre noi, îl comemorăm cu mare drag în fiecare an și ne bucurăm că am primit un dar neprețuit din partea Universului pentru literatura română. Poeziile sale au continuat de-a lungul anilor să strălucească pentru noi precum stelele pe cer. Acestea ne transmit mari emoții și toate cuvintele pe care le cuprind sunt pline de adevăruri absolute. Am citit multe poezii de Eminescu, dar una singură m-a răscolit sufletește și a reușit să-mi aducă mai multe stări într-un singur moment. Stări care nu pot fi descrise în cuvinte, și anume Luceafărul. O poezie care are un rol deosebit de important în lirica eminesciană. Mihai Eminescu și-a dăruit sufletul și și-a așternut iubirea pe nenumărate foi de hârtie, uitând de orice urmă de apărare, de supărare sau grijă și bucurându-se de adevărata frumusețe a vieții. Iar ca răsplată, pentru că ne-a oferit prea multe într-un singur timp atât de scurt, noi îl vom păstra în sufletele noastre. Bravo, Georgiana! Iată, te-ai referit în ultima parte a eseului tău la Luceafărul, această poezie grandioasă și cu foarte multe strofe și care începe, nu, a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Eminescu a lucrat la prea frumoasă fată, a avut zeci de variante până când a ajuns. Întâi s-a gândit la un juvaier de fată, o nestemată de fată și a ajuns la concluzia că cea mai umil, o prea frumoasă fată, este cel mai frumos termen pe care poate să-l redea.
să nu uităm că, într-adevăr, aici este drama omului de geniu. Pentru că asta a vrut să scoată în relief Eminescu. Pentru că Luceafărul este omul de geniu, care este departe de lumea aceasta a noastră, a fiecăruia, lumească. Este în lumea astrală. Ce-ți pasă ție chip de lut, de fi eu sau acela, trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petreceți și eu în lumea mai mă simt nemuritor și rece, spune Luceafărul. Da? Elena, matale, dar ești mâna mea dreaptă. Poftim. Nu mă înțelegi, de Mihai Eminescu. În ochii mei acum nimic nu are preț, ca taina ce ascunde a tale frumuseți. Căci pentru care altă minune decât tine i-aș risipi o viață de cugetări senine. E basme și nimicuri, cuvinte cumpănind, cu pieritorul sunet al lor să te cuprind. În lanțuri de imagini, duiosul vis să-l ferec, să împiedec umbra dulce, să merge în întuneric. Și azi, când a mea minte, afarmecului roabă, din ori și ce durere, îți face o podoabă. Și când răsai înainte, ca marmura declară, când ochiul tău cel mândru străluce în afară, întunecând privirea, eu nu pot să văd încă ce adânc trecut de gânduri e noaptea lui adâncă. Ascând a mea iubire e atât de curată ca farmecul de care tu ești impresurată, ca setea cea eternă ce au după oaltă lumina de întuneric și marmura de daltă. Când dorul meu e atât de adânc și atât de sfânt, cu numai nimica în cer și pe pământ, când e o namorare de tot ce e al tău, de un zâmbet, de un cutremur, de bine și de rău, când ești enigma însăși a vieții mele întregi, azi văd din a ta vorbă că nu mă înțelegi. Iată o frumoasă poezie erotică pe care Georgiana a citit-o cu multă sensibilitate și pe care a recitat-o așa cum ar fi recitat-o și Eminescu, gândindu-se la Veronica Mitre și la alte asemenea zâne pe care el le-a avut în vedere și pe care le-a iubit. Într-adevăr, Eminescu a fost un, cum a spus domnul profesor Sofian, un foarte bun critic al societății. Să nu uităm că în scrisoarea a treia, în partea a doua, se referă la și îl invocă pe Vlad Țepeș să vină și să facă într-adevăr dreptate. Cum nu vii tu, Țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în zmintiți și în mișei, și în două tabere large cu deasila să-i adun, să dai foc la pușcărie și la casa de nebun. Așa este. Îmi pare rău, și astăzi pușcăriile, ca pe vremea lui Eminescu, sunt pline, iar casa de nebun, de asemenea, destul de plină. Numai că astăzi se numesc altă. Elena, dacă dorești să ne citești ceva frumos, Eu aveam destul de mult de scris aici, dar nu citesc tot, doar un mic fragment. Nu pot să fiu optimistă în ceea ce privește receptarea lui Eminescu astăzi, din păcate, și o să citesc un mic fragment dintr-un eseu scris în urmă cu ceva timp, ca o concluzie la ce a spus dumneavoastră mai înainte. Ca să-l apreciem pe Eminescu, trebuie mai ales să știm ce înseamnă să apreciem adevăratele valori. Iar acestea își au rădăcinile în trecut, îngropate adânc în moșii și strămoșii noștri, deveniți de mult pământ. Prezentul nostru joacă dur, refuză trecutul și își bate joc de datini, de străbuni și de obicei, de credință și de tot ce înseamnă specific românesc. Cuvântul patrie a devenit tabu. Mai suntem doar o țară oarecare, membra unui organism multinațional. Am șters rapid trecutul din evoluția noastră ca neam, am pus la zid istoria și am ras definitiv din inima celor tineri sentimentul patriotic. Am ajuns niște marionete conduse cu îndemânare de pe fușarii vestiței apusului. În aceste condiții,
cum să-l mai apreciem pe Eminescu? Pare desuet în contextul actual. Doar prezentul contează. Pe nimeni nu mai mișcă faptele de vitejie ale înaintașilor, sacrificiul domnitorilor noștri de a ne păstra uniți. Astăzi suntem mai dezvinați ca oricând și nu mai vrem să învățăm nimic din trecut. Poate nu degeaba i-a prezis Eminescu României, la trecutul mare, mare viitor. Poate că prezentul acesta dureros pe care îl trăim nici nu mai contează. Așa cum acel prezent al său era defăimător pentru țara pe care poetul o iubea cu o suferință supremă. Doar atât vreau să citesc și am mai încercat eu aici să pun pe hârtie câteva versuri. Cât valorează un geniu sau cât mai valorează un geniu? Nedumerit se întreabă poetul peste veacuri, de pe hârtia de 500 care îi umbrește chipul. Cum te gândești, sărmane, fala să le-o saturi, când, fără bani, tu îi vei stăpâni tot timpul? Se uită trist către urmaș poetul, peste umăr. Nu contenesc să-i scadă prețul din bancnote. Unicitatea geniului primește astfel număr, satisfăcând plăcerile mulțimii semidocte. Pierdut, poetul contemplă cerul plin de stele, dar raza s-a întunecat de mult sub geana lui. Îi e cu neputință prin vers rușinea să ne-o spele, când dăm măsură în toate cu ochiul dracului. Ne cercetează în suflet poetul dincolo de gând, oare mai cugetăm la vorba-i poezie sărăcie? Visul de aur, mărire și amor nu l-a trăit nici când, dar azi se înfiripă din cuplu, ignoranță, bogăție. Așa este, perfectă dreptatea, Elena, pentru că astăzi banul, acest ochi al dracului, este la ordinea zilei. Nu mai gândim cu inima, nu mai gândim cu creierul, gândim prin forța banului. Banul ferecă și desferecă. Dați-mi voie să vă citesc din volumul Sub povara gândului, pe care colegul Sofian mi-a făcut grafica. Este o pictură intitulat Un memoriu, In memoria. În aburul nopții copoul vuiește și sparge felia de lună săracă. Lacul bătrân, cu umbra ce crește, ascunde pădurea ce în unde se apleacă. Sub teiul cu triluri și scorbură deasă, mireasmă pătrunde în artere de crai. Într-o manta peticită și roasă, se întoarce acasă școlarul Mihai. Visând la odihna copacilor triști, ce stau împietriți și ascult în tăcere, și plaiul mai tremură în mii de artiști, ascunși în crenguțe și verzi rămurele. Și stelele-s umezi, ca ochii sorbind fie ce floare din trupul câmpiei, scânte cerul de lună mustind, pe pajiștea verde ca irisul gliei. Feciorul oprește în palma-i căuși, un strop de lumină din focul rotit se întinde pe dâmbul sătând jucăuși și adoarme cu ochii la teiul vrăjit. Este vorba de teiul lui Eminescu din Dealul Copoului, care se păstrează și astăzi și este multisecular. Dacă mai vrea cineva să mai spună câte ceva despre Eminescu, gânduri, știu eu, o creație proprie, sau chiar văd că domnul profesor Sofian și-a notat ceva. Nu știu dacă mai pot spune ceva despre Eminescu. Am avut și anterior destule emoții, m-am bâlbâit, am pocit și multe cuvinte. Îmi pare rău că se întâmplă așa ceva, dar într-adevăr, în asemenea momente, nu poți să-ți păstrezi calmul. Și am scris ceva, poate în spiritul lui Eminescu, despre ce spunea colegul nostru și prietenul Nucuma Vrădin, redat de marele poet în scrisoarea a treia. Nu știu dacă este de apreciat, dar așa am simțit eu și mi-am pus câteva gânduri pe hârtie.
Deși directorul a semnat biletul de ieșire din casa de nebuni, portarul Gheorghe-i vinovat, lipsea de la serviciu luni. Om simplu și cu minte, o clipă n-a gândit că pacientul o să ajungă președinte, chiar de la minte e zărghit. Și uite așa, dintr-o eroare și un viciu, azi ne conduc cei ce ar trebui să stea în ospiciu. L-am copiat puțin pe Eminescu, dar bănuiesc că... Da, el însuși a fost internat în ospiciul doctorului Suțu pentru o așa zisă nebunie, deși Eminescu n-a fost nici nebun, nici luietic, cum l-au numit unii denigratorii săi, ci a fost maniaco-depresiv datorită muncii extenuante la ziarul Timpul. Eu am scris în cartea aceasta mea, Eminescu, rechinii societății și genul poetic, apărut în 2017, că Eminescu a fost supus unor munci titanice, munci de Sisif, în timp ce alții se duceau la Wiesbaden și în alte stațiuni din Germania și din Austria se odihneau, el stătea și muncea ca un rob la Timpul. Să scoate ziarul. Ziarul pentru întregul popor român, el muncind singur și spunea, zice, uite, ăștia se duc, se distrează și eu muncesc ca un câine la acest ziar. Să nu mai vorbim de șicanele la care au fost supus de acești rechini ai societății care au mâncat încetul cu încetul până la defăimarea lui, atât fizică, cât și la defăimarea sa psihică, intelectuală. Nu este o întâmplare că acel, știu eu, Poenaru, care nu avea nicio legătură cu cel care a înființat și a descoperit stiloul, Petrache Poenaru, care a fost internat acolo tocmai ca un fel de agent infiltrator acolo, nu avea nimic, s-a dat drept nebun tocmai pentru a-l elimina pe Eminescu fizic din societatea românescă, lovindu-l cu acea piatră în cap și produncându-i o hemoragie internă care i-a și provocat moartea. Dacă Georgiana mai e ceva de spus? Nu mai am nimic de spus. Elena? Nu știu, poate să zic așa că aș avea câteva versuri pe care... Chiar te rog. Ele aș spune poetului dacă l-aș întâlni. Suflet trist și însingurat, strivit de viață prea devreme, vrei să te lepezi de păcat și începi prin a te teme. Prin lumi de umbre și de vis, tu rătăcești de o viață. Din nou căzută în abis, să te ridici învață. Te lupți cu cei din jur mereu să-i faci să înțeleagă că altul este rostul tău. Vrei fericirea întreagă. Mai sper la bine și adevăr, reinventezi frumosul. Ai pus iubirii greu zăvor, nu-i mai pricepi nici rostul. Și nu înțelegi în viața ta de ce e suferință. Dacă aș ști, ți-aș explica, dar nu mi-e cu putință. Mi-aș fi dorit să pot crea o lume pentru tine. Oricât de mult aș încerca, tot singur ai rămâne. Căci ne-ai dat să rătăcim pe a vieții scurtă cale, nu mai putem nici să iubim, decât cu dor și jale. Foarte frumos, într-adevăr, simțit acest poem și este, într-adevăr, parcă pe filon eminescian, așa cum ai recitat și... Dați-mi voie în final să vă mai citesc și eu din antologia asta, Ramuri, Mugur, Mugurași, prima pe care am scos-o în 2013, Dor de Eminescu. Românul, fie că e om de rând sau personalitate, în fiecare an vibrează pentru geniile naționale. Un compatriot de-al nostru, consătean, care considera că localitatea natală seamănă cu o pădure, spunea că nu trebuie să începem anul decât cu 15 ianuarie, pe care trebuie să o considerăm o dată sfântă. De ce? Fiindcă atunci s-a născut cel care a înmuiat condeiul Luceafăr și a scris file din literatura noastră autentică. Fără el am fi fost mai săraci în cuget sau simțiri, mai neputincioși în fața neajunsurilor culturale. Dacă nu s-ar fi născut la Botoșani și n-ar fi copilărit la Ipotești, ar fi avut Obârșa în Alba Iulia, Râmnicu Vâlcea, Ortimișoara. Dacă nu l-am fi avut deloc, l-am fi inventat. Așa cum spunea un alt poet de geniu al neamului, Virgil Carianopol. Dacă Dunăre n-aveam
Jiu Dunel îl făceam. Tot așa geniul Eminescu reprezintă geniul românesc ajuns la stadiul de absolut. El n-a dorit țării sale decât prosperitate, grandoare și recunoaștere internațională. Eminescu n-a trăit într-o societate plină de, între ghilimele, miliardari de cartoni, ci într-una impregnată de epigoni, de falși patrioți și de demagogi. A stat pe bănci de lemn, în taverne mohorâte, unde a cunoscut viața proletariatului român, care își găsea alinarea în cinzeaca de mastică sau de țuică îndoită cu apă. Eminescu a văzut că steaua României este atât de sus, încât luminii adevărului și prosperității îi trebuie mii de ani să ajungă acolo. Poetul a văzut în străinii care veneau puhoi în țara noastră, precum hoardele barbare dezlănțuite, pericole mari, de aceea ne îndemna să-i omenim, să-i găzduim, dar să nu le dăm mai mult de un deget, fiindcă ne apucă mâna întreagă. Nu întâmplător, dragostea față de străinii de neam este ca o inimă curată, mâncată de câini hulpavi. Eminescu ne privește din cerul poeziei și al dragostei pentru semeni, precum luceafărul de dimineață, care coboară blând și ne luminează viața de fiecare zi. Cu Eminescu va trebui să ne culcăm în fiecare noapte și tot cu el în gând să ne trezim. El este prezent în fiecare mugur de nădejde românesc. Stimați teleascultători, iată am încheiat și această ședință festivă închinată geniului poetic al României, Mihai Eminescu, și o să ne dăm întâlnire în luna februarie la o nouă ședință. Vă mulțumim pentru că ați fost receptiv să ne ascultați și dacă gândurile noastre au fost pe placul dumneavoastră, vom fi mândri.